Pentru ședința de astăzi avem prezent un număr de 16 consilieri, din totalul de 21, pe care au ședința deschisă. Pe ordinea de zi, 3 proiecte. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 1, privind aprobarea completării registrului local al spațiilor verzi din municipiul Roman. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuția de sunt. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Mulțumim. Proiectul numărul 2. Proiectul numărul 2 privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 167 din 19.08.2016 pentru obiectivul îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman prin amenajarea parcului Zăvoi. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Vă rog, domnul consilier. Am o întrebare. Sunt de acord de Dumnezeu să aprobe cele două proiecte. Dar la utilități am observat că nu e spus nimic. Au cișmea, au ceva de apă, nu o să fie în cele două parcuri. Păi aveți acolo dotări și instalații. De instalații. Sunt impulsanitate. Rețin cu apă și canal. Apă, canal. Dar mă refer... O să fie și să-și cumpără. Pentru copiii care mergea să... Nu e o problemă. Dar probabil nu trebuie hotărât pentru o hotărâre de Consiliu Local. Nu trebuie. Ba, deci, da, așa, apă, sunt cuprinse instalații și probabil da, nu trebuie campanie. Așa să fie fânteniță. Să fie fânteniță, domnule. Mai sunt discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Și ultimul proiect, proiectul numărul 3, privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 169 din 19.08.2016 pentru obiectivul îmbunătățirea factorilor de mediu și condițiilor de viață în municipiul Roman prin amenajarea parcului Jora. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Declar ședința închisă. Da, mulțumim pentru operativitate, că ați răspuns pozitiv. Era o urgență cu aceste proiecte. Le depunem mâine dimineață. Și așa cum spuneați și dumneavoastră, domnul să fie și aprobat, să fie implementat.